sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Rușii au ieșit în stradă împotriva lui Vladimir Putin după anunțul despre mobilizarea parțială. Au fost proteste în aproape 40 de orașe, iar peste 1500 de oameni au fost reținuți brutal. Într-un discurs susținut la Tribuna 1, președintele Maia Sandu a cerut retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană și distrugerea munițiilor din depozitele de la Covasna. The illegal presence of the Russian military troops in the Transnistrian region infringes our neutrality. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va aproba mâine un nou tarif la gaz, de aproape 30 de lei pentru un metru cub. Vorbim de o majorare de circa 30%. Rusia a răbufnit după anunțul de mobilizare parțială. Au izbucnit proteste în aproape 40 de orașe, cele mai mari fiind organizate la Moscova și Sankt Petersburg. Manifestațiile au continuat până seara târziu. Oamenii au scandat mesaje pacifiste, dar și de revoltă împotriva lui Putin. Peste 1500 de protestatari au fost arestați și urcați cu forța în autobuzele poliției. În 10 de orașe din Rusia, mii de oameni au ieșit în stradă și au îndrăznit să înfrunte regimul. Au scandat nu războiului și nu s-au lăsat intimidați de forțele de ordine. Riscul de a ajunge în arest la Moscova, oamenii au continuat să își strige nemulțumirea față de deciziile luate la Kremlin. Ca în cazul tuturor protestelor organizate în Rusia, mascații au intervenit brutal. Manifestanții au încercat să se opună reținerilor, așa că nu s-a trecut fără violențe. Rețelele sociale au fost împânzite de imagini cu protestatari trântiți la pământ, loviți și împinși în autobuze de către forțele de ordine. Anunțul privind mobilizarea a scos aseară oamenii în stradă nu doar la Moscova, dar și la Sankt Petersburg. La Sankt Petersburg, mascații au izolat o mulțime de participanți și jurnaliști prezenți la manifestație și au început să îi bată cu bastoanele. Scene asemănătoare au fost și în Irkutsk, Ekaterinburg, Novosibirsk, Belgorod și alte 10 de orașe din Rusia. În unele orașe, oamenii au fost foarte speriați de faptul că vor fi arestați și nu au ieșit în număr mare. Manifestațiile de aseară din Rusia sunt primele de o asemenea amploare din ultimile 6 luni. Peste 1500 de protestatari au fost arestați în cadrul mitingurilor antimobilizare, cei mai mulți fiind reținuți în Moscova și Sankt Petersburg. Procuratura din Moscova a publicat o declarație prin care îi avertizează pe cetățeni să nu participe la astfel de demonstrații, amenințându-i cu până la 15 ani de închisoare. Orașul Zaporojie a fost lovit azi dimineață de către forțele rusești, a anunțat guvernatorul regiunii. A fost bombardat un hotel. Potrivit datelor preliminare, o persoană a murit și alte 5 au fost rănite. Nu a fost afectată centrala nucleară, însă directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a avertizat că situația se deteriorează și mai mult acolo. Atacuri aeriene au avut loc și la Kharkov și Nicolaev. 9 rachete rusești au fost trase în această dimineață spre Zaporojie, spun autoritățile ucrainene. Au lovit mai multe case și un hotel, mai multe persoane fiind rănite. Hotelul situat în parcul central a fost grav avariat, iar salvatorii au scos răniții de sub dărâmături. Rușii au lovit în această dimineață și gara din Kharkov, distrugând vagoane frigorifice cu cadavrele soldaților lor. De asemenea, a fost bombardată și o zonă civilă din Kharkov. 10 garaje dintr-o cooperativă au fost distruse. În Nicolaev, rachete S-300 au fost lansate asupra teritoriului portului comercial maritim. Au fost folosite și drone kamikaze. Conducta de gaze și instalațiile alimentare au fost variate, a avut de suferit și clădirea unui teatru.
Noi atacuri au avut loc în orașul Nicopol din Dnipropetrovsk. 17 case cu mai multe etaje și private, o conductă de gaz și linii electrice au fost avariate. Între timp, ucrainenii continuă ofensiva asupra regiunilor din sud. În aceste imagini, armata ucraineană prezintă imagini cum are loc distrugerea pozițiilor ruse de la înălțime. Potrivit Institutului pentru Studiere a Războiului, trupele ucrainene au efectuat lovituri la nord și la est de orașul Herson, ca parte unei campanii de bombardări aeriene la nivel operațional împotriva mijloacelor logistice, militare și de transport rusești. Totodată, analiștii Institutului spun că mobilizarea parțială anunțată de președintele rus Vladimir Putin nu va afecta în mod semnificativ cursul războiului în următoarele luni. Peste 200 de prizonieri ucraineni, inclusiv militari din batalionul Azov, care au apărat orașul Mariupol, au fost eliberați de Rusia. În schimb, Moscova l-a obținut pe fostul deputat ucrainean Victor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin. Cum a avut loc schimbul de prizonieri, vedeți în jurnal. Prin anunțul de mobilizare parțială, Vladimir Putin arată că nu este dispus să piardă războiul. Mai mulți analiști de peste Prut, dar și britanici sau ruși, cred că decizia este un răspuns la contraofensiva ucraineană. Dar se întreabă până unde va merge Putin și dacă este dispus să riște războiul nuclear pentru a evita admiterea înfrângerii. Încercarea sa este aceea de a opri ofensiva ucrainiană, asta este clar, printr-o mobilizare masivă de forțe rusești și, pe de altă parte, de a șantaja opinia publică europeană, în primul rând, cu amenințarea nucleară, în speranța că va produce mișcări sociale pe fondul unei ierni reci, care va duce la abandonarea Ucrainei, la acceptarea unui punct de vedere favorabil Rusiei. Potrivit analiștilor români Armand Goșu și Adrian Cioroianu, prin acest discurs Putin răspunde contraofensivei ucrainene la Herson și Harkov, dar și interlocutorilor de la summitul din Uzbekistan, unde a fost bombardat nu doar de către Erdogan, ci practic de către toți șefii de stat cu care s-a întâlnit și nu a primit sprijinul pe care miza. Întâlnirea de la Samarcand i-a dat acest sentiment că este scrutat de oameni care nu mai au încredere în capacitatea lui de a câștiga acest conflict. Vladimir Putin a ales mobilizarea parțială și nu pe cea generală, de teamă să nu transforme războiul din Ucraina într-un război civil, este de părere analistul și istoricul român Armand Goșu. Vladimir Putin poate doar spera că cei 300.000 de rezerviști vor fi ținuți sub control, iar restul populației se va preface ca și până acum că viața merge înainte și că nu se întâmplă nimic important, menționează analistul. Ce vrea să arate președintele Putin este că nu e dispus să piardă, ceea ce într-un fel știam cu toții. Pe de altă parte, vom vedea care va fi reacția societății ruse, care până acum mai cunosc a făcut că nu vede acest război. Acum îl va vedea pentru că, repet, 300.000 de oameni înseamnă 300.000 de familii. Într-o analiză pentru The Guardian, analistul Andrew Rotin afirmă că Vladimir Putin este gata să ajungă până în pragul războiului nuclear, mai degrabă decât să admită înfrângerea. Potrivit acestuia, odată cu anexarea regiunilor Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson, operațiunea militară specială din Ucraina se va transforma într-un război de apărare a Rusiei, deschizând posibilitatea unei mobilizări complete, a unei declarații de război și chiar a unei lovituri nucleare. Alexander Baunov, un analist politic rus, a scris că acțiunile Moscovei sunt luate fie pentru a pune capăt războiului cât mai curând posibil, fie, dacă nu funcționează, pentru a da vina pe alții și pentru a transforma invazia în Ucraina într-un război de apărare a Rusiei. Comunitatea internațională condamnă planurile Rusiei de a organiza referendumuri în anumite regiuni ale Ucrainei controlate de ruși și le consideră ilegitime. Potrivit analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului, Kremlinul va folosi rezultatele falsificate ale referendumurilor pentru a anexa ilegal regiunile Donetsk, Lugansk, Herson și Zaporojie, încercând astfel să oprească trupele ucrainene, care se presupune că nu vor risca să avanseze pe teritoriul Rusiei.
UE condamnă planurile Rusiei de a organiza referendumuri în anumite regiuni ale Ucrainei controlate de ruși și le consideră ilegitime. Șeful diplomației europene a declarat că vor fi luate în considerare măsuri restrictive suplimentare împotriva Rusiei. Мы рассматриваем это как абсолютно ничтожное действие юридического характера, не несущее, не имеющее никакой ценности. Международное право четко трактует эти территории как территории Украины. În cadrul adunării generale a ONU, Emmanuel Macron a numit acțiunile Kremlinului o întoarcere la epoca imperialismului și a coloniilor. La Russie doit maintenant entendre qu'elle ne saurait imposer quelque volonté par des moyens militaires, même en y adjoignant avec cynisme des simulacres de référendum dans des territoires bombardés. E désormais occupé. Alți lideri occidentali au numit de asemenea viitoarele referendumuri o provocare și o parodie a voinței poporului ucrainean. Nous soutenons l'Ukraine dans ce domaine et c'est pourquoi il est aussi très clair que ces référendums fictifs ne peuvent être acceptés, qu'ils ne sont pas couverts par le droit international et par les accords de la communauté internationale. Tout cela n'est qu'une tentative d'agression impérialiste déguisée. Casa Albă și NATO califică referendumurile anunțate în regiunile separatiste drept un simulacru. So such sham votes, referendums do not have any legitimacy and therefore they don't change the nature of the conflict. This remains a war of aggression by Russia against an independent sovereign nation in Europe, Ukraine, this will only further worsen the situation, and therefore we need to provide more support to Ukraine. The United States will never recognize Russia's claims to any purportedly annexed parts of Ukraine. Jurnaliștii portalului de investigație Meduza afirmă că anexarea teritoriilor ucrainene ocupate face parte dintr-un plan mai amplu al președintelui Vladimir Putin, însă acesta și-ar fi dorit ca referendumurile să fie organizate după cucerirea întregii regiuni Donetsk. Acum el ar fi fost convins să meargă înainte de panica instalată în rândul separatiștilor proruși după prăbușirea din Harkov și îngrijorările că forțele armate ale Moscovei ar putea pierde și mai multe din teritoriile cucerite în Ucraina. Încă în luna iunie, cei de la Meduza scriau că aceste teritorii ar urma să fie încorporate într-un singur district, care să fie lipit la Rusia, iar fostul vicepremier Dmitri Rogozin ar putea fi numit guvernator acolo. Rusia a eliberat 215 ucraineni pe care i-a luat prizonieri după bătălia de la Mariupol, inclusiv comandanții regimentului Azov. În schimbul lor, Moscova l-a obținut pe oligarhul Victor Medvedciuk, acuzat de trădare de stat în Ucraina, dar și 55 de prizonieri ruși. Schimbul de prizonieri a fost făcut aseară, fiind urmărit în direct de președintele Volodymyr Zelensky. Autoritățile ucrainene au raportat cel mai mare schimb de prizonieri de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei. Господи. 215 militari ucraineni capturați de ruși au fost eliberați. 108 dintre ei sunt membri ai regimentului Azov, care a apărat orașul Mariupol și în special uzina Azovstal. Printre cei eliberați se numără inclusiv comandanții batalionului Azov. Слава Україні, пане президенте. У нас все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую тобі за те, що ви зробили. Це найголовніше, що ви зробили для України, і що ви ще зробите, і ми обов'язково відзначимо разом перемогу. Хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Comandanții regimentului Azov au fost eliberați de Rusia în schimbul a 55 de soldați ruși și a oligarhului ucrainean Victor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin. Ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував в слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Ми говорили, наполягали, число 50 зросло до 200. Schimbul de prizonieri a fost negociat de Turcia, după cum a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. De asemenea, au fost eliberați 10 cetățeni străini care au luptat de partea Ucrainei și au fost capturați, iar 3 dintre ei au fost condamnați la moarte prin împușcare în așa numită Republică Populară Donetsk. Toți se vor întoarce acasă prin medierea Arabiei Saudite, iar Serviciul de Securitate al Ucrainei a prezentat deja imagini cu aceștia coborând din avion. Mai bine de 1000
1000 de soldați ucraineni au fost capturați de forțele ruse în luna mai, după ce au rezistat aproape 3 luni asediului de la Mariupol. Pe Ziua Internațională a Păcii, studenții de la medicină au organizat un flash mob prin care au îndemnat oamenii să nu fie rasiști. La final au lansat spre cer mai mulți porumbei. Sărbătoarea a fost marcată și la un liceu din capitală, unde absolvenții au sădit o alee a păcii. Revenim cu imagini și detalii la știri. Președintele Maia Sandu a cerut retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană într-un discurs susținut de la Tribuna Adunării Generale a ONU. Șefa statului a declarat că prezența militarilor ruși pe teritoriul Republicii Moldova este ilegală și încalcă neutralitatea țării. Președintele a condamnat războiul din Ucraina și mobilizarea parțială anunțată ieri de Rusia. We call on the complete and unconditional withdrawal of Russian troops. We call on the destruction of ammunition from Kobasna stockpiles, which pose a security and environmental threat to the region as a whole. De la tribuna Adunării Generale a ONU, președintele Republicii Moldova a declarat că singura cale de soluționare a conflictului transnistrean este un dialog pașnic cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării. The illegal presence of the Russian military troops in the Transnistrian region infringes our neutrality and increases the security risk of our country. Republica Moldova se confruntă și cu alte amenințări de dezinformare, atacuri cibernetice și presiuni energetice, a declarat Maia Sandu. În acest context, șefa statului a reiterat că susține Ucraina și condamnă războiul declanșat de Rusia. We firmly condemn the war against Ukraine, as well as the recently announced additional mobilization of troops by Russia. We firmly stand with Ukraine and support its independence, sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders. Totodată, Maia Sandu a menționat că și în această perioadă dificilă, Moldova continuă să avanseze pe agenda de reforme pentru a putea deveni membră a Uniunii Europene. Justice reform and the fight against corruption is at the core of our transformation. We are working hard to become a better place for investors. By applying to join the European Union, we want the world to know. We choose democracy over autocracy, liberty over oppression, peace over war, and prosperity over poverty. Maia Sandu a ajuns marți la New York, unde a participat la deschiderea lucrărilor Adunării Generale a Națiunilor Unite. Vizita în Statele Unite s-a încheiat ieri, iar astăzi președintele țării urmează să ajungă în Germania, unde se va întâlni cu cancelarul Olaf Scholz. Președintele francez Emmanuel Macron îndeamnă comunitatea internațională să exercite presiuni la maximum asupra lui Putin, pregătit să folosească împotriva Occidentului toate mijloacele din arsenalul pe care îl are. Iar cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a pledat pentru menținerea susținerii față de Ucraina. Pe fondul războiului din țara vecină, al crizelor alimentare și energetice, cei 193 de membri ai ONU s-au reunit la New York pentru prima dată în ultimii 2 ani. În cuvântul de deschidere, Antonio Guterres și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce se întâmplă în lume. Our world is in peril and paralyzed. Geopolitical divides are undermining the work of the Security Council, undermining international law, undermining trust and people's faith in democratic institutions, undermining all forms of international cooperation. We cannot go on like this. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat invazia Rusiei în Ucraina, care, în opinia sa, divizează lumea. Într-un discurs puternic de 30 de minute, Macron a pledat pentru ca țările neutre față de război să ia atitudine. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent malgré eux ou secrètement avec une certaine complicité la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international sans lequel la paix n'est possible. Macron a făcut un apel către membrii Națiunilor Unite să acționeze pentru ca Rusia să respingă calea războiului și a costurilor excesive pentru a pune cu adevărat capăt acestui act de agresiune. Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a pledat în discursul rostit la Adunarea Generală ONU pentru menținerea susținerii internaționale
pentru Ucraina și a cerut soluții pentru depășirea problemelor alimentare, a crizei energetice și climatice. Bekämpfen wir die Hungerkrise und ich lade Sie alle ein, Teil dieses Bündnisses zu werden. La rândul său, președintele turc Erdogan le-a reamintit delegațiilor ca o responsabilitate comună pentru stabilitatea globală. Tüm bu felaketler etkin çok taraflılığın Birleşmiş Milletler'de de vücut bulması için daha fazla çaba gösterme sorumluluğumuzu. În ceea ce privește încheierea conflictului din Ucraina, Erdogan a indicat că dialogul este esențial. Düşüncesiyle hareket ettik. Bugün de yaşanan krizin çözümünde diyalog ve diplomasinin anahtar rolüne vurgu yapıyoruz. Turcia, care are o frontieră maritimă comună cu Ucraina și Rusia și are relații bune cu ambele țări, a lansat eforturile de mediere în urmă cu o lună. Timp de aproape o săptămână de zile, aproximativ 150 de șefi de stat și de guvern din întreaga lume iau cuvântul în această mare reuniune diplomatică anuală, care se reia în prezența fizică după 2 ani perturbați de pandemia COVID-19. Fondul Monetar Internațional alocă țării noastre 27 de milioane de dolari. Banii sunt acordați sub formă de credit preferențial și urmează să fie debursați în următoarele zile. Anunțul a fost făcut de FMI, care spune că a decis să aloce această sumă după ce autoritățile de la Chișinău au implementat politici bugetare și fiscale corecte. Potrivit FMI, efectele războiului din Ucraina continuă să afecteze țara noastră. Economia este așteptată să stagneze pe termen mediu, iar inflația va rămâne ridicată din cauza creșterii prețurilor la alimente și energie. În plus, deficitul bugetar, care este acum de 17 miliarde de lei, ar putea să se majoreze semnificativ în acest an, prognozează Fondul Monetar Internațional. În pofida acestor provocări, autoritățile rămân angajate față de programul susținut de FMI, care este destinat să sprijine persoanele vulnerabile. Autoritățile au finalizat cu succes angajamentele cu privire la guvernanța fiscală, supraveghere sectorului financiar și întărirea legislației în domeniul anticorupției, a declarat directorul general adjunct al Fondului Monetar Internațional, Kenji Okamura. Astfel s-a decis debursarea sumei de 27 de milioane de dolari din pachetul de 800 de milioane de dolari pe care Republica Moldova îl poate accesa pe parcursul a 40 de luni dacă îndeplinește anumite condiții prevăzute de acordul cu FMI. Sprijinul total pe care Republica Moldova l-a primit până acum de la Fondul Monetar Internațional se ridică la 242 de milioane de dolari. După 6 ani de reparații, șoseaua de ocolire a orașului Sângerei a fost redeschisă. În tot acest timp au fost renovați 12 km de drum. La ce etapă sunt lucrările pe alte șosele naționale și ce spun experții despre drumul de centură al Chișinăului, aflați imediat. Spitalul din Bălți are un nou director interimar. Ministrul Sănătății a numit un nou șef după ce a mers în inspecție și s-a declarat nemulțumită de cele văzute. Directorul spitalului din Glodeni a preluat funcția, iar unele voci spun că acesta ar fi promovat de Alan Emerengu, lucru negat de Ministrul Sănătății. Să văd situația din spital, toată, de la etajul 1, de la UPU, de la cum se construiesc pereții în UPU, calitatea lucrărilor, cum se instalează echipamentele care sunt procurate de minister și să fac o inspecție generală. Ministrul s-a arătat nemulțumită de situația din spital fără să ofere detalii. Nu este foarte bună concluzia. După inspecție, a anunțat că a numit un nou șef interimar. Este vorba despre actualul director al Spitalului Raional Glodeni, Gheorghe Brânza, care a activat în perioada 2012-2017 în cadrul Spitalului Clinic Bălți. Este informația că domnul Brânza o să fie un director. Interimar poate să fie, dar în așa caz doar detașat, că rămâne cu lucru vechi, doar pentru o perioadă, o lună sau două, îndeplinește funcții și trece într-un alt spital. Nemerenco a precizat că acesta va asigura interimatul până va fi ales un nou director. Fostul deputat al platformei de Arina Spătaru, care anterior spunea că Ministerul Sănătății și-ar promova propriul candidat la funcția de director, crede că și de această dată Alan Nemerenco ar încerca să aducă o persoană care va apăra interesele ministerului. Presupun că dumneavoastră își aduce interpusul. Ea a decis așa, dacă nu a reușit să mimeze un concurs, a decis să uzeze de dreptul ei și să-și aducă un om numit un director interimar.
ca să își încheie gândul și dorința ei mare de a-și pune o persoană docilă la conducerea spitalului. Într-o postare pe Facebook, Ala Nemerenco a negat acest lucru. Am încercat să vorbim și cu directorul interimar de până acum la Condra, însă aceasta ne-a spus că se află în concediu de boală și a refuzat să ne ofere un comentariu. Iar Gheorghe Brânza, noul șef interimar, nu ne-a răspuns la telefon. La începutul lunii septembrie, o investigație jurnalistică arăta că Ministerul Sănătății ar mima organizarea unui concurs pentru funcția de director al spitalului din Bălți, iar Ala Nemerenco ar fi promovat un candidat loial, acuzație negată atât de ministru cât și de persoana vizată. La scurt timp însă, aceasta s-a retras din cursă, iar ministerul a anulat concursul. De anul viitor, mămicile care vor să revină mai repede la muncă își vor putea lăsa picii chiar și de la 4 luni la mini-creșe. Guvernul a elaborat un program în cadrul căruia promite să ofere suport financiar pentru cei care vor deschide astfel de instituții private. Creșele ar urma să îngrijească cel mult 5 copii, iar activitatea bonelor va fi reglementată prin lege. Programul Familia mai prevede încurajarea angajatorilor de a deschide grădinițe în cadrul companiilor pentru copiii salariaților prin oferirea unor facilități, care însă deocamdată nu au fost stabilite. Noi ne dorim să subvenționăm la început crearea acestor mini-creșe de tip familial. Subvenționarea va însemna un ajutor persoanelor care vor deschide astfel de creșe. Angajatorii vor fi încurajați prin cadrul legislativ care intră în vigoare în curând să deschidă creșe în cadrul întreprinderilor pentru copiii angajaților. O altă măsură inclusă în program se referă la alocațiile oferite familiilor care au gemeni sau familiile social vulnerabile a căror copii sunt bolnavi. Indemnizația alocată copiilor gemeni, care va fi crescută de la 370 la 500 de lei. 25.000 de copii vor putea beneficia de o indemnizație de până la 4.000 de lei pentru situația în care familia necesită un suport financiar pentru îngrijirea sau tratarea copilului bolnav. Totodată, începând cu anul viitor, indemnizația unică acordată la nașterea copilului va crește cu 864 de lei, ajungând la aproape 11.000 de lei. Tariful la gaz ar urma să se majoreze cu circa 30% de la 1 octombrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că în ședința de mâine va aproba noul tarif de aproape 30 de lei pentru un metru cub de gaz. Chiar și așa, ministrul Muncii spune că este prea devreme să anunțe ce compensații vor fi oferite pentru facturile la gaz. Moldova Gaz ar urma să aprobe un tarif la gaz de aproape 30 de lei. Este cu peste 6 lei mai mult decât prețul pe care îl plătesc acum consumatorii pentru un metru cub de gaz. Tariful urmează să intre în vigoare de la 1 octombrie. Chiar și așa, autoritățile încă nu se grăbesc să anunțe ce compensații vor oferi pentru facturile la gaz. Ministrul Muncii și Protecției Sociale spune că proiectul se află încă în consultări publice. Este încă prematur să anunțăm cifrele exacte pentru că ele se află în consultări. Noi împreună cu Ministerul Finanțelor identificăm și resursele necesare. De asemenea, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale trebuie să se asigure că avem resurse energetice în perioada de iarnă, pentru că prețul este doar o parte a problemei. Începând cu luna septembrie, Moldova Gaz cumpără gaze naturale de la Gazprom cu un preț record de peste 1.800 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, cu circa 400 de dolari mai mult decât în luna august. Ziua Internațională a Păcii a fost marcată anul acesta la Chișinău prin dansuri, cântece sau flashmob-uri organizate în instituțiile de învățământ. Studenții de la medicină au îndemnat oamenii să nu fie rasiști și au lansat spre cer simbolul păcii, porumbiei. Iar la un liceu din capitală a fost organizat un concert cu muzică și dansuri, iar absolvenții claselor a 12 au sădit o alee din tui, pe care au denumit-o Aleea Păcii. Înarmați cu hârlețele și căldări cu apă, elevii claselor a 12-a de la Liceul Ion și Doina Alda Teodorovici din capitală au decis să-și creeze o alee de tui în curtea școlii, pe care au numit-o a Păcii. Vă pun pământ, sădim tuiul și primim apă. Acești copaci sunt eterni, iar noi dorim ca și pacea să fie eternă. Din cauza asta i-am plantat să fie cât mai mulți și cât mai bine. Noi am realizat că totuși în urma evenimentelor din lume, pacea este cea mai importantă și trebuie să o menținem atât în lume cât și la noi în liceu. Noi am hotărât să denumim aleea
în numele păcii, pentru că e o sărbătoare care anul ăsta o marcăm mai deosebit și s-o marcăm aducându-ne aminte de inaugurarea acestei alei. Iar elevii din clasele mai mici au desenat în numele păcii și au împărțit porumbei de hârtie. Am în mână niște porumbei care semnifică pacea. Au dansat pentru a promova pacea și studenții de la medicină. Aceștia au organizat un flash mob și au ținut un minut de reculegere în memoria victimelor violenței rasiste. Pentru pace! This is actually a message to all the people regarding that all the people are one. They're unified and let no racism or discrimination. Fără pace nu este existență, nu este lumină, nu este viață. Ziua Internațională a Păcii este marcată în fiecare an pe 21 septembrie. În această zi, Națiunile Unite îi îndeamnă pe oameni să contribuie la crearea unei lumi fără rasism, dar plină de empatie și compasiune. Sloganul evenimentului din acest an este Stop rasismului, să consolidăm pacea. Cei doi bărbați loviți ieri de o mașină pe trotuar la Comrat sunt în stare gravă la spital. Victimele s-au ales cu fracturi și urmează să fie transferate la Chișinău cu un echipaj smurt. Один больной находится в травматологии, другой больной находится в реанимации. Сегодня мы ждем санавиацию для решения вопроса перевода этих больных в Кишинев. Între timp au apărut imagini șocante cu momentul în care pietonii sunt loviți pe trotuar. Din secvențele publicate de presa locală se vede cum șoferul automobilului pierde controlul volanului și lovește în plin cele două persoane. În urma impactului, victimele sunt aruncate la câțiva metri. Șoferul nu era în stare de ebrietate. Un bărbat din Ocnița ar putea fi condamnat la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață după ce ar fi violat-o pe fiica iubitei sale în vârstă de 12 ani. Potrivit procurorilor, individul de 40 de ani ar fi abuzat copila timp de un an și jumătate, iar totul ar fi început când mama fetei se afla în spital. În prezent, victima se află într-un centru specializat și a beneficiat de consiliere psihologică. Suspectul, care nu a cooperat cu ancheta, este în arest preventiv, iar dosarul în care este cercetat a ajuns în instanță. Procurorii anunță că în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul învinuitului au găsit o armă și mai multe cărtușe deținute ilegal. Orașul Sângerei are din nou un drum de ocolire. Șoseaua, care are 12 km și a intrat în reparație acum 6 ani, a fost dată în exploatare. În acest an, 150 de km de drum vor fi renovați, susține Ministerul Infrastructurii. Experții în domeniul menționează că unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din țară este drumul de centură al Chișinăului, care, deși ocolește capitala, trece prin oraș și este una dintre cauzele ambuteiajelor. Drumul de ocolire a orașului Sângerei cu o lungime de 12 km a fost dat în exploatare după ce timp de 6 ani a fost închis. Șoseaua va avea suprafață antiderapantă, ceea ce este o premieră pentru țara noastră, anunță autoritățile. Lucrările au costat peste 19 milioane de euro, banii fiind un împrumut de la BERD. În prezent, în Moldova, peste 350 de km de drum sunt în reparație, inclusiv 6 drumuri naționale. În câteva săptămâni o să vă invităm la lansarea circulației pe centura de ocolire a orașului Comrat. Peste 18 km a acestui drum au fost construiți de asemenea de același antreprenor. Este un drum de asta dată nou, care va îmbunătăți aspectele economice și sociale pentru locuitorii din vecinătatea proximă a orașului Comrat. O altă șosea care urmează să fie dată în exploatare este Porumbrei-Cimișlia. Reabilitarea drumului a costat 29 de milioane de euro. Este o parte din rețeaua magistrală M3, Chișinău, ocolire în Comrat, Giurgiulești, frontiera cu România. Un alt obiectiv pe care îl urmărim este recepționarea de curând a sectorului R16, de asemenea finanțat de către BI. Experții spun că unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din țară ar trebui să fie pentru autorități centura de ocolire a Chișinăului, pentru a fluidiza traficul. Транспортной артерии, да, кольцевой дороги проходит через Буйканы, непосредственно, который соединяется с пригородом Дурлешт. И именно там, в той части, где Балканское шоссе соединяется с Алба-Юлей, сейчас перевели гостеприимные года под многоэтажное жилье от 6 до 16 этажей. Поэтому говорить о том, что кольцевая дорога, ее целью основной является вывод из Кишинева, да, транзитних путей за город, он в этой части дороги, конечно же, недостижим. În acest an, circa 150 de kilometri de drum din Moldova vor fi renovați.
Apar noi probleme pentru Donald Trump. Procurorul general al statului New York i-a intentat un proces fostului președinte american, susținând că acesta a fost implicat într-o fraudă de amploare, care a durat mai bine de un deceniu. În același caz, sunt citați și trei dintre copiii săi, Donald Trump Jr., Ivanka și Eric. Potrivit actelor depuse la dosar, organizația Trump ar fi înșelat creditorii, asiguratorii și autoritățile fiscale prin umflarea valorii proprietăților sale. Procuratura generală îi cere fostului șef de la Casa Albă 250 de milioane de dolari și îi interzice atât lui cât și familiei să mai aibă afaceri în statul New York. Trump a negat că ar fi comis vreo infracțiune și a numit investigația o vânătoare de vrăjitoare. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Pe curând!